Locuitorii Chișinăului se pregătesc intens de hramul orașului și fac cumpărături pentru a pregăti tradiționalele mese pline cu bucate în așteptarea oaspeților. Specialiștii ne atenționează că în vederea pregătirilor să avem grijă la calitatea produselor pe care le punem în coș și la locurile de unde le comercializăm, pentru a nu petrece sărbătoarea pe patul de spital. Cu o zi înainte de hramul orașului, piața centrală a fost plină. Oamenii și-au umplut sacoșele pentru masa de sărbătoare. Vom face o salată de toamnă, respectiv roșii, castraveți, ardei, este de sezon. Și cred că vom face niște pulpe la grătar cu cartofi. Vă fac bătute, mă rog să ziceți, fac sarmăluță. Fac frigărui, dacă am din și... Cam ce buget pentru masa de sărbătoare, ca să vă ajungă pentru... E, așa, ca să fim sinceri, așa, peste 2000, aproape 3. Specialiștii Centrului Național pentru Protecția Consumatorilor ne îndeamnă să alegem cu grijă carnea pe care o cumpărăm din magazine și piețe. La carne suntem atenți la aspect, să nu fie lipicioasă, să nu prezinte un miros acru, rânced sau miros nespecific produsului. Dacă vorbim de carne de pasăre, suntem atenți la aspect, la culoare. Culoarea trebuie să fie una sănătoasă, iar dacă vedem pete de sânge închegat, atunci dăm bine seama că este asigurată o intoxicație 100%. Sunt mezelurile. Acestea sunt procesate cu mulți conservanți și sunt sărace în substanțe nutritive. Acel produs care conține o cantitate mai mică de carne nu poate fi presat. Deci salamurile presate este prezent minimum 70-75% carne. Și înțelegem din logică toți un produs de calitate costă. Pentru a diminua efectul salmonelei sau al bacteriei E. coli, consumăm în cantități mici muștar. Specialiștii avertizează că mulți comercianți din piețe nu respectă regulile de amplasare și păstrare a produselor. Se recomandă procurarea produselor doar din locurile autorizate. La piață putem cere vânzătorilor să ne prezinte avizul de la medicul veterinar. În cazul când avem o achiziție proastă, când avem un produs alterat sau un produs neconform, ne străduim să ne adresăm autorităților abilitate cu dreptul de protecție a consumatorilor într-un termen cât mai rapid, pentru că în cazul produselor alimentare, prelevarea mostrelor, probelor pentru analiză se va face din lotul la care este expus, nu din produsul nostru. La hramul Chișinăului, medicii ne recomandă să nu exagerăm cu mâncarea și băutura pentru ca sărbătoarea să nu vină cu experiențe neplăcute pentru organism.